Vă amintiți cu siguranță povestea tristă a Lorenei Rădulescu, prezentată pe postul nostru de televiziune încă din iarnă, atunci când micuța trebuia să ajungă urgent la o clinică din Germania, care i-ar fi oferit cele mai mari șanse de viață. Diagnosticată cu multiple probleme cardiace, risca să își piardă viața dacă nu era operată în afara țării. Într-un timp foarte scurt, părinții au fost nevoiți să strângă suma de bani necesară, prin bunăvoința unor oameni cu suflet, printre care și președintele de la acea dată al Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, care, legat la mâini de blocarea bugetului, a decis să-i ofere personal o sumă de bani pentru a putea ajunge în Germania. Cum se mai simte Lorena după prima intervenție? Lorena este bine, ce să zic, bine în sensul că n-a avut nicio complicație după operație, dar... Așa, ea e un copil bine, se dezvoltă normal, ca orice alt copil. Dar ca să fie și mai bine, trebuie nevoie și de celelalte operații, care următoarea va fi septembrie. Ulterior, când problema bugetului a fost rezolvată, prin ședință de Consiliu, familia Rădulescu a primit un ajutor de 5.000 de lei, ce urma să-i fie foarte util în a doua intervenție programată pentru septembrie. Suntem în a doua jumătate a lunii iulie și mama fetiței, Florii Rădulescu, se teme că banii nu vor ajunge la timp pentru cea de-a doua intervenție. Nu a mai primit nicio veste de la Consiliul Județean și se teme că nu va avea banii necesari pentru deplasare. Noi ne-am bucurat foarte mult dacă ajutorul de la Consiliul Județean ne va intra mai repede, să-l avem pentru următoarea operație. Nimeni nu mai mai are niciun răspuns de la Consiliul Județean, acum cu schimbările, nimeni nu ne-a mai dat niciun răspuns. Noi totuși așteptăm, avem speranță, pentru că dacă dosarul a fost aprobat, avem speranță că ne va da ce ne-a promis. Curios este faptul că în prima ședință ordinară a noului Consiliu Județean nu a fost acordat niciun ajutor financiar, așa cum era obiceiul în mandatul trecut, și ne întrebăm oare dacă acest bun obicei va fi dat uitării. Sperăm ca măcar ajutoarele acordate până acum să fie onorate, așa cum este și cazul familiei Rădulescu, ce reînnoiește pe această cale apelul umanitar. Noi facem încă un apel la persoanele care ne-au ajutat până acum și care vor să ne mai ajute.